Da, ați făcut frumos legătura cu un alt subiect care permanent a fost în actualitate, cu atât mai mult în zilele noastre când distanța între părinți și copii este din ce în ce mai mare, dar și moștenirea pe care părinții o lasă acum copiilor este din ce în ce mai diferită și nu în sensul bun al cuvântului. Nu facem o analiză sociologică pentru că vedem toți că valorile în care noi credeam, pe care noi le consideram până acum câțiva ani ca fiind firești, iată acum ni se prezintă și li se prezintă tinerilor exact pe dos. Vedem varianta răului îmbrăcată, polită, cu ceva ce pare a fi bine. Dintr-o grabă, ca să nu îi spunem altfel, foarte mulți oameni maturi, părinți la rândul lor, nu fac altceva decât să critice. Tinerii sunt într-un fel, tinerii nu ascultă, tinerii au niște valori nepotrivite și așa mai departe. Uitând că acei copii, acești tineri, sunt rodul creației unor părinți, care acești părinți, majoritatea dintre ei, sunt în viață și critică. Ori, să vorbim puțin despre responsabilitatea în ceea ce privește moștenirea pe care noi o lăsăm copiilor, să vorbim puțin despre ce ar trebui să vadă la început sau să vadă cât se poate de repede pentru folosul lor tinerii care acum sunt bombardați și sunt bulversați cu tot soiul de informații, majoritatea lor nefiind bune și, evident, să spunem, să spuneți dumneavoastră despre cât de importantă și ce efecte produce până la urmă seriozitatea prin care noi oferim, cu adevărat, o educație sănătoasă din punct de vedere duhovnicesc, din punct de vedere moral și social. Da. Aici e o întrebare, adică pe mai multe teme, trebuie să nu pierd firul. Deci, să o luăm așa. Deci, acum părinții, știți ce se luptă să lasă moștenirii copiilor? Bani. Ce se simte în mână? Deci nu-i mă interesează altceva. Mă, să-i fac casă la copil, să-i iau mașină, să fac... Nu mă interesează restul. Și îi se pare că e suficient. Adică de asta mai revin și am mai spus persoane la muncă, în străinătate, uite ce-mi face copilul, că i-am trimis în fiecare lună bani, că nu știu ce, și de cât timp ești în străinătate? Păi de 10 ani. Și copilul tău 10 ani cu cine o crescut? Păi cu bunica, cu nu știu cine. Și atunci cum vrei copilul ăla să-ți fie recunoscător când tu i-ai dat doar bani? Tu nu ai fost alături de el, nu ai răspuns la întrebări, nu le-ai ajutat, nu au avut pe umărul căruia să plângă a mamei, a tatei, sau să ceară un sfat, să ceară un ajutor. Nu. Și atunci doar ai trimis bani. Deci nu e asta creșterea. Copilul nu îl faci și i-ai dat bani. Deci creșterea aia de zi cu zi, cum se spune iarba aia, că o vezi cât crește, dar nu o vezi când crește. Cam așa și copilul. Deci nu doar primăvara o răsărit de arba și mai vii când e dicosit. Adică trebuie să-i urmărești firul creșterii, cam așa e la copil. Să vezi copilul ăla ce are nevoie, ce întâmpină el, prin ce trece copilul. Ei, părinții nu mai fac lucrul ăsta. Deci dacă o rezolva treaba cu bani, dacă cumva copilul pescuiește cu unul din părinții mai sensibil la nu știu ce, îi ține partea la cealaltă cât de bani, sau într-un fel s-a ajuns lucrul ăsta. Deci nu mai este responsabilitate. Și atunci ce se întâmplă? Se ajunge la toată nebunia ce este în ziua de azi. La toate astea, la toate patimile, la toată nebunia asta, la patimile astea pentru care Dumnezeu în timpul vechi a coborât foc din cer, ca să spunem așa, pistiere. După aia, ca să intrăm în mai multe așa, nu știu cum să deschid discuția asta, în legătura asta, deci s-a ajuns în lumea asta să nu mai avem responsabilitate, să aruncăm doar cu noroi în ceilalți. Cine-i de vină? Tu acasă nu reușești să înțelegi cu soția, îi nu mai înceartă, copiii au luat-o pe drumuri și tu toată ziua stai și discuți cu uite ce face guvernatorul cu tare, președintele sau nu știu cine, așa, dar tu nu ești în stare să ai o rânduială în familia ta.
Adică, cel puțin să ai pace în familie. Deci unul hăisa și unul țară, cum se spune, fiecare în direcția lui. Și atunci, pentru că frustrarea este înăuntru tău, care-i rezolvarea? Să arunci cu noroi în altcineva. Dai vina pe altcineva. Oricine, numai tu să nu fii de vină. Și atunci ce se întâmplă? Să ajungi la toată nebunia asta care este în lume. Știți că nu a mai fost decăderea asta care este acum în lume? Exact, putem urmări treptele decăderii Imperiului Roman. Aici de pieză, aici, dar ca să cuprindem toate astea. Deci Imperiul Roman, când s-a întărit el, zice, bine, la început mergea, avea niște legi stricte. Nu se permitea orice. Dar pe parcurs, din cauza traiului bun, el s-a extins, s-a cucerit și a început să aibă tot ce vor la dispoziție, a început să accepte toate nebunile. Vine un împărat de ăla, pac, vreau să fiu declarat zeu, spunea împăratul. Tot să mi se închine. Altul vrea să căsătorească cu calul, să doarmă cu calul în pat. Adică niște nebunii, de asta, după aia, urgiile. S-adunau la o speță din astea mari și spunea că pe sâmbătau puteau să facă tot ce vor unii cu alții. Toate nebuniile. Adică cumva s-au legalizat lucrurile astea. Că înainte existau legi și nu permitea. Cu soția ta, cu asta, erau adică limitate toate. Dar la un moment dat, din cauza traiului bun, tot s-au mers. Permitem și asta, permitem și asta. Și în momentul, zice, în care o dat curs la libertatea de plină, puteai să-ți faci de cap în toate felurile, toate perversiunile astea, atunci, zice, a spus Dumnezeu, gata. Adică Dumnezeu, pentru că la momentul vechi, în timpul vechi, la Sodoma și Gomora au coborât foc din cer, nu poate să accepte Dumnezeu lucrurile astea și spune că diavolul știe lucrurile astea, că Dumnezeu cea mai, cu zice, urâtă patimă e asta, care a fost în Sodoma și Gomora, care a coborât foc din cer. Și zice, când îndeamnă pe oameni să facă lucrurile astea, diavolul fuge de la locul cealaltă. Ca nu cumva să coboare are Dumnezeu foc din cer să-l ardă și pe el. Atâta știi că urește Dumnezeu, Dumnezeu nu urește, dar cumva atât de mult nu-i place patima asta. Și atunci, zice, când s-au ajuns în Imperiul Roman la lucrul ăsta, a început decăderea Imperiului Roman. Și din cinci mai tare, până s-a făcut praf din Imperiul Roman. O ridicat alte, erau popoare, cum erau franci la timpul ăla și alții, care au venit și au pierdut cam din toate țările, unii cucerisii. Deci a fost și s-a încheiat puterea Imperiului Roman. A început o decădere continuă. Și vedem și acum ce haos a început în lumea asta. De unde? De la decăderea morală. Și vedem acum. Deci în lumea asta, să zicem, cu toată istoria, nebunia asta ce este acum, cu pandemia, cu toate astea, că acum vedem, asta e la mod, cum să zicem, ziua de azi. Dacă privim un pic, vedem diavolul cum își face lucrarea lui. Pentru că el a văzut că Dumnezeu nu suportă lucrul ăsta, caută și el o cale să se răzbune împotriva lui Dumnezeu și să folosește prin oameni să actualizeze toate nebuniile astea. Și deci cu toate că e problema asta, să spune că mor oameni și astea, totuși în același timp să nu uităm că se legalizează toate lucrurile astea. Toate lucrurile rele. Rele. Păi asta, eu spun, adică se discute toată ziua, mor oameni. Bucutare, uite așa, a început, s-a introdus vaccinul, bunii rele, cum au fi, Dumnezeu le știe, bunii mai mor și de acolo, deci așa, dar în același timp, zice, lege de urgență, nu știu cum se spune, de asta trebuie să băgăm neapărat educație sexuală în școală. Deci exact vorba aia din popor, că satul arde și baba se cheaptă. Știți? Aici v-aș ruga să facem o paranteză. Da. Că... deci lucrul ăsta vreau să spun. Sau să dea Uniunea Europeană, aprobă dezlegarea la toate nebuniile în toate țările. Sau nu știu ce. Deci tu, în momentul în care spui că mor atâția oameni în fiecare țară, că e pandemie, pe tine te doare atunci să legalizezi anormal în toate țările. Adică lucrul ăsta, deci se vede clar că ori oamenii cia, deja, adică mintea lor, că diavolul întotdeauna zice, unde e Hristos, îi lumină, da? Deci e becul, îi lumină, e soarele, e Hristos. Și noi vedem, în momentul în care a intrat în întuneric, că diavolul, deci întotdeauna, asemănăm cu întunericul, da? Ia noaptea în întuneric, fără lună, fără stele, fără lumină, fără nimic. Să vezi cum merge așa, bășbuind, cu mâinile, să nu te izbești de ceva. Deci, cum ziceți, îți bagi singur deștele în ori. Ei, asta se întâmplă la oamenii care au hotărâri și nu l-au pe Dumnezeu. Ei, deci dau hotărâri din astea și legi în ceață. Care îi sunt dezastru. Când stai tu care, poate te mai lupți,
aproape de Dumnezeu și vezi lucrurile altfel, îți spun la oameni buni, dar ce se întâmplă oamenii ăștia, adică cum iau hotărârile astea? Adică vă o sticlă de whisky, de ceva, adică omul nu mai judică, pentru că sunt niște hotărâri care te minunez. Adică te înspăimânți, să o luăm așa, deci după Dumnezeu, te înspăimânți ce hotărâri să iau în lumea asta. Deci adică nu trebuie să fim la astea, vai, că deranjăm. Nu, dar realitatea să o privim, ca și creștin. Adică noi nu condamnăm, dar spunem, adică cum privește Dumnezeu lucrurile astea. Avem, uitați, Sfânta Scriptură, atâtea mărturie aici, ce se întâmpla să ne întoarcem la poporul evreu, da? Deci el când stătea aproape de Dumnezeu, nu era biruit de niciun popor. Și nu erau mulți. Vine o popoare de aia, te speriai, de 10 ori mai mult. Erau aproape de Dumnezeu. Și, dar în momentul în care păcătuiau, deci îți depărta Dumnezeu de ei și erau cuceriți, erau luați în robii. Și au ajuns chiar popoarele cele păgâne, zice, bă, nu putem să-i biruim pe aceia. De ce nu putem să-i biruim? Ce putem să facem? Și să-i depărtăm de Dumnezeul lor. Și cum să-i depărtăm? Păi zice, dacă fac păcatele cu tare, Dumnezeu nu-i mai ajută. Și atunci ce făceau? Trimiteau femei frumoase de-a lor în tabără dincolo, să facă păcatele toate cu aceea, că zice, în felul ăsta, aia o să-i mâini pe Dumnezeu și putem să-i cucerim. Și se întâmpla lucrul ăsta. Deci știau că, cu toate ideea cât de păgâni erau, știau că au un Dumnezeu puternic. Și dar care se supără în momentul în care aia fac anumite păcate. Și anume făceau lucrul ăsta ca să-i poată birui. Să ne oprim o secundă, da. Pentru că este foarte important ce spuneți, mai ales aducând în atenție un lucru care este tratat în momentul de față cu cea mai mare indiferență. Și anume, pe de o parte, este o luptă colosală în ceea ce privește introducerea educației sexuale în școli, iar, având în spate cumva o motivație progresistă, copiii noștri trebuie să știe de mici ce să facă și ce să nu facă, însă este o indicație... Vreau să intervin, m-am luat și continuați asta. Deci, de parcă timp de atâtea mii de ani, nu s-o moță lumea, nu știu ce trebuie să facă, nu. Deci nu știu, o descoperit odată că a apărut ceva nou, doamne, cu ce să mănâncă lucrul ăsta? Are o cursivitate fantastică vis-a-vis de ceea ce a spus noastră și, de partea cealaltă, lupta este poate și mai mare în ceea ce privește eliminarea religiei din școli, spunându-se că educația de tip religios manipulează mințile copiilor și le induc nu știu ce idei îndrăznețe în minte. Vedeți? Ne reîntoarcem exact la ceea ce spuneați dumneavoastră. Învățăm o tânără generație care are nevoie de cu totul și totul altă informație la 10 ani, la 12 ani, la 15 ani și așa mai departe și îl aducem într-un context în care săracul copil el va considera că aia este realitatea firească. Și ne întrebăm peste o generație sau peste două, asta însemnând 30 sau 60 de ani, de ce apar, de ce lumea suferă și de ce apar tot felul de probleme în societatea noastră, probleme neplăcute. Uitați ce vreau să spun, că spune că nu-i nevoie de religie în școală, în viața oamenilor. Dar vreau să ne uităm un lucru, că spunem că prostește lumea, că face cu tare. Unii s-au început cultura. Școala. În biserică. Cine era profesor? Preotul. Chiar până la creangă, vedeam. Pe cine aveau învățător în sat? Pe preot. De unde învățau? Din Ceaslov. Nu existau manuale de școală. Deci din Ceaslov, cartea Ceaslovul, ăla era manual de școală. De acolo începeau să învețe, preotul învăța, era și învățătorul satului. Deci totul s-a început prin biserică. Și acum nu-i mai nevoie de biserică. Adică când spui că strămoșii tăi biserica, prin biserică totul, și acum ca și cum e exact ce se încearcă acum. Ștergerea istoriei poporului. Nu, înființăm o istorie nouă a Uniunii Europene. Stați un pic, dar fiecare popor are istoria lui de mii de ani. Deci noi putem spune că avem strămoși de pe la turnul Babel, de când s-au împrăștiat oamenii pământul, au ajuns la noi că se găsesc mărturii tot din 5, de 3.000 de ani, de 4.000 de ani, când se fac săpături de asta. Deci avem o istorie acolo, oameni care au ținut la pământul ăla, care s-au jertfit, care au murit acolo și au vărsat sângele. Și în continuare, vedem, așa și deodată ștergem cu buretele. Sau apar acum tineriet, care formați în stilul ăsta și spun, Domnule, ce istorie? Pe noi nu ne mai interesează istoria.
serios, adică, dar noi a cui suntem? Rădăcinile noastre. Deci care la adâncime mare, care sunt adăpate în sângele strămoșilor, care au murit și au apărat pământul cealaltă, care acum jumătate din el e vândut pe nimica. Ei, deci toate lucrurile astea, ca, asta a fost o legătură și uite să revin la un lucru aici, discutam cu un grec și era el odată că îl supărase altcineva, cumva, deci din afara, nu era grec, și plângea el și era și zic, ce ai omule? Zice, la noi să nu te atingi de trei lucruri, spune el, zic, care sunt alea? Să nu ni lei pe Hristos, deci credința, să nu te atingi de familia mea și să nu te alegi din neamul meu, să nu te atingi din neamul meu. Și astea trei devenim fiare dacă te-ai atins. Și că asta e baza noastră care ne-a ținut pe noi și cu asta mergem înainte. Deci Hristos, familia și neamul, rădăcinile noastre. Era așa, știți cum, tremura și plângea, spunea lucrul ăsta. Deci astea sunt baza oricărei țări. Și mai ales ca Grecia, țara ortodoxă, la noi e același lucru. Țara ortodoxă de la Sfinții Apostoli, de atunci. Ei, deci asta ne-a ținut. Credința în Hristos, familia, deci a fost unitatea asta, nașterea de copii crescuți pe calea bisericii și trei, deci iubirea asta din ea, a strămoșilor, a tot ce ține legătura asta, cei care au luptat, care s-au jertfit pentru ca să fim noi bine. Că de fapt asta se întâmpla. Mureau ca să fie următorii copiilor și noi și așa mai departe încoace. Și acum dăm cu buretele și nu ne interesează. Nu. Deci ăsta nu-i împăcat să-ți iubești țara. Pentru că Dumnezeu a rânduit, de ce o amestecă limbile? Să fie fiecare țară separată. Și spune că Dumnezeu a trimis cât un înger să o protească fiecare țară. Atunci când s-o împărțit lumea și s-o, așa, o trimis cât un înger pentru fiecare țară care să o protească țara. Deci Dumnezeu a pus o rânduială. Și am unui, deodată, nu ne mai interesează lucrul ăsta și ștergem? Nu. Deci asta e chiar un păcat lucrul ăsta, ca să știm. Și este un păcat și este o mare greșeală care după sine aduce repercursiuni pentru că, în continuare, cel puțin statistic, noi ne considerăm a fi un popor majoritar ortodox. Faptele noastre, din păcate, spun altceva. Cel puțin acum. Auziți, pot să mai adaug ceva? Sau mi-a venit o idee. Știți că sunt momente de astea care le uit. Citeam chiar la cuvios Efrem din Arizona. S-a rugat toate chiar înainte de a muri, deci fusese după ce aici în Grecia să aprobase pe la ei parteneriatul civil, ceva în cadrul ăsta. Și s-a rugat la Dumnezeu că na, el era în America, a făcut acolo vreo 18 mănăstiri, dar s-a rugat mult pentru Grecia. Și s-a rugat la Maica Domnului, Maica Domnului, te rog să ai grijă de Grecia, cu uite, începuse criză, începuse prin Grecia, toate astea. Și te rog, Maica Domnului, să o protejezi. Și vede într-o vedenie pe Maica Domnului că se ruga de Mântuitorul. Și spunea, Doamne, te rog, ai grijă de Grecia, așa. Și Mântuitorul spunea, nu, nu pot să-i mai suport. Uite ce păcate fac, nu pot să mai suport păcatele astea. Ceea ce se legalizează, spunea, și Maica Domnului ruga, zice, nu, zice, nu o să-ți Mântuitor, nu, va veni mult, mari greutăți peste ei. Și atunci Maica Domnului tot se ruga și Mântuitorul a dispărut cumva, adică nu i-a plinit rugăciunea Maicii Domnului pentru ceea ce s-a întâmplat. Și atunci Maica Domnului cumva, adică, în disperarea ei cumva, că nu a fost ascultată și dorea să spun că, na, sunt atâtea biserici, atâtea rugăciuni se făcea în Grecia, oameni care încă se roagă. Zice, și-o scos, cum zic ei, mandila, acoperământul Maica Domnului Pistia și l-a aruncat peste Grecia ca un acoperământ. Cumva că știa că Dumnezeu nu o să treacă peste acoperământul ei să facă rău. Adică, cumva, adică însuși lucrul ăsta au făcut să poată depăși cumva, adică să îmbrânzească pe Dumnezeu peste Grecia. Deci vă dați lucrul ăsta seama, adică în felul ăsta. La noi în România, deci atâta timp cât vor fi creștini buni, vor fi oameni care se vor ruga în biserici, în mănăstiri, să știți că și la noi Maica Domnului își va întinde acoperământul peste țară. Dar dacă ajungem și dărâmăm și familii, dărâmăm ce mai ne leagă de Dumnezeu, nu știu unde o să ajungem. Deci asta nu vreau să spun că vai să vedem totul sumbru, dar vedem ce se întâmplă în lume. Păi da, este și ușor de înțeles, Părinte, dacă totuși ne păstrăm o minimă luciditate și un minim bun simț. Atâta timp cât te întorci cu spatele la Dumnezeu, atâta timp cât faci toate nebunile care îți trec prin cap, ce aștepți?
la ce rezultat crezi? Îmi amintesc de un citat undeva din Sfânta Scriptură, spune așa, când, așa să nu greșesc, deci zice, când oamenii din mic ajung sus, adică în funcție mare, zice, nelegiuiții mișună pretutindenea. Adică toți, în toate patimile, în toate astea, adică toți cei care își fac de cap, au libertate de plin. Când oamenii din nimic ajung sus. Deci, de mii de ani scris în urmă, la Sfânta Scriptură. Deci, întotdeauna a fost asta. Când oamenii care sunt în conducere, nu l-au pe Dumnezeu, că de fapt asta se referea, în timpul nevechi, asta se spunea. Deci, când un om se depărta de Dumnezeu, nu l-a acceptat Dumnezeu, era socotit om din nimic. Și la asta se referea cel fără Dumnezeu de nimic și atunci el aprobă tot ce se poate în lumea asta, adică toate nebuniile oamenilor. Și atunci urmează pedeapsa lui Dumnezeu.